Bună dimineața! Aceasta a fost reacția lui Marin Condescu după 24 de ore petrecute în arest. Apoi nu a mai scos niciun cuvânt. N-aveți nimic de comentat? De ce nu spuneți nimic, domnul Condescu? De ce sunteți aici, domnul Condescu? A venit și doamna Răbdăcel. Știți pentru ce a fost chemată? Aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră, domnul Condescu? La sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj se afla și partenera sa de afaceri, Mădălina Berbecel, audiată în calitate de martor. Audiată? Aveți ceva de declarat în acest caz? Ce spuneți de tinerea domnului Condescu? Nici Viorel Temelescu, fostul vicepreședinte al clubului Pandurii, nu a mai vrut să facă declarații. Ce aveți de spus, domnul Temelescu? Aveți vreo vină? Nu comentați tot ce se întâmplă, domnul Temelescu. La ce vă așteptați astăzi? După mai bine de 6 ore de audieri, Marin Condescu și Viorel Temelescu au fost duși din nou în arest până la expirarea măsurii de reținere pentru 24 de ore. Ce le-a spus? Mergeți la instanță? Domnul Condescu, ce aveți de declarat acum? Procurorii au făcut astăzi și primele declarații în acest caz. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a formulat propunere de arestare preventivă a inculpaților Condescu Marin și Temelescu Viorel. Cei doi sunt cercetați pentru comiterea Condescu Marin a unei infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, de lapidare în formă continuată, fals și uz de fals de asemenea în formă continuată, iar inculpatul Temelescu Viorel pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și uz de fals în formă continuată. Anchetatorii au descoperit contracte cu firma Edenred false, cu o ștampilă care nu este autentică. S-a reținut că din cercetările efectuate, două contracte de cesiune creanță, respectiv din 23 martie 2011 și din 7 aprilie 2011 sunt false, respectiv între Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu și SC Edenred România SRL, privind o creanță datorată de SNLO Târgu Jiu societății Edenred România SRL, s-a stabilit că semnătura de pe aceste contracte nu aparține reprezentanților legali ai societății Edenred Edenred România SRL și de asemenea ștampila nu este aplicată prin impregnare, ci reprezintă un fals realizat cu ajutorul mijloacelor informatice. Rezultatul a fost acela că în mod nejustificat au fost virați prin inducerea în eroare a reprezentanților Societății Naționale a Lignitului Oltenia din Târgu Jiu. Aceștia au virat sumele de 900.000 de lei într-un caz și a doua oară în baza celui de-al doilea contract de cesiune fals 900.000 de lei cu ordine de plată în data de 7 aprilie 2011 și respectiv în 23 martie 2011 sume nejustificat către Clubul Pandurii Târgu Jiu, Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu. Acuzațiile nu se opresc aici. S-a mai reținut faptul că în data de 29 septembrie 2011, în calitate de președinte al Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, inculpatul Condescu Marin a folosit un alt înscris fals intitulat Contract de cesiune creanță din 29 septembrie 2011, prin care a obținut de la Societatea Națională a Lignitului Oltenia din Târgu Jiu efectuarea unei plăți în sumă de 1.603.933 de lei, reprezentând o tranșă, sumă nedatorată. Deci, de asemenea,
fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar respectivul înscris a fost înaintat Societății Naționale a Lignitului Oltenia de către Temelescu Viorel. După ce reprezentanții Eden Red au descoperit ilegalitatea, Marin Condescu a achitat prejudiciul, însă doar pentru ultimul contract. Președintele clubului Panduri este acuzat și de delapidare. În ceea ce privește infracțiunea de delapidare reținută în sarcini de procuror în sarcina inculpatului Condescu Marin, s-a reținut din materialul probator administrat în cauză că există indicii temeinice în sensul că acesta, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2011-2013 a împrumutat Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu cu sume de bani provenite din împrumuturi bancare contractate de inculpat în nume propriu, iar ulterior, cu ocazia restituirii de către clubul sportiv a împrumuturilor acordate, inculpatul a beneficiat în mod necuvenit de sume de bani mai mari decât cele legale, justificând în mod formal diferențele ca provenind din variația schimbului valutar lei-euro. S-a stabilit că există indicii în sensul că inculpatul Condescu Marin și-ar fi însușit în acest mod, în mod necuvenit, suma de 2.600.000 de lei, prejudiciind în acest mod interesele patrimoniale ale clubului sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, pe care îl administrează. În această seară, Marin Condescu și Viorel Temelescu vor afla la Tribunalul Gorj dacă vor fi arestați preventiv de judecători.